Pe lângă pământurile cu resurse uimitoare de care avem parte, poporul nostru a fost înzestrat și cu capacități intelectuale remarcabile. Știm deja că inventatorii români au oferit lumii invenții indispensabile, precum insulina creată de Nicolae Paulescu, studiile și tratamentele asupra bolilor infecțioase ale lui Victor Babeș, stiloul inventat de Petrache Poenaru și multe alte descoperiri și realizări care ne fac mândri că suntem compatrioți cu aceste personaje istorice. Și totuși, un eveniment istoric important ne arată că atunci când inteligența poporului se folosește în scopuri mărețe, avem rezultate pe măsură. Este vorba despre exploatarea petrolului, România fiind pionierul care s-a aventurat și a făcut progrese înaintea oricărui alt stat. 1857, anul în care s-a scris istorie. Ca în multe alte cazuri, o deducere făcută corect valorează milioane. Așa s-a întâmplat și în 1857, când cererea de produse petroliere a început să crească. Astfel, creșterea cererii a trecut România în istorie pentru trei mari evenimente. România a fost prima țară din lume înregistrată oficial care, conform statisticilor, a avut o producție de țiței de aproximativ 275 de tone. A fost urmată mai apoi de SUA în 1859, de Italia în 1860, de Canada în 1862 și de Rusia în 1863. Prima rafinărie de exploatare petrolieră a fost înființată de frații Mehedințeanu în Ploiești. Bucureștiul a devenit prima capitală din lume care dispunea de iluminare stradală pe bază de gaz lampant. În anul 1857, Bucureștiul a devenit primul oraș din lume iluminat cu gaz lampant. Despre acest eveniment, jurnaliștii italieni de la Metalli Rari ne spun: la 1 aprilie 1857, 1000 de lămpi cu fitiluri au iluminat străzile Bucureștiului, capitala care a devenit primul oraș din lume iluminat cu petrol. S-a născut astfel o nouă profesie, cea de lampagiu. Acesta avea datoria să aprindă și să stingă lămpile, să curețe sticlele felinarelor și să aibă grijă ca acestea să funcționeze în mod corect. 1 aprilie 1857 este o dată fericită pentru capitala țării noastre. Această dată importantă marchează trecerea de la utilizarea uleiului de rapiță la petrolul procesat la Ploiești cu scopul iluminării stradale. Ploiești, locul unde totul a luat naștere. Conform unor statistici, în perioada anilor 1870-1880, petrolul românesc reprezenta 90% din industria mondială. Cu siguranță ne simțim mândri de acest lucru, însă ne punem întrebarea de ce nu s-a păstrat o proporție similară și în prezent. Ei bine, în acea perioadă, la fel ca și acum, investitorii aveau o viață destul de bună dacă simțurile îi ajutau să aleagă corect. Astfel, cei dintâi care s-au implicat în afacerile cu petrol au avut doar de câștigat pentru că zăcămintele îi așteptau practic să le ofere această materie primă. În anul 1880, producția de petrol a României atingea 15.900 de tone, iar statul român adopta în 1895 o primă lege a minelor care avea ca scop exportarea acestor bunuri și care a pus bazele unor companii românești de renume care erau specializate în comercializarea produselor petroliere. Prima companie petrolieră de anvergură a fost Steaua Română, înființată cu capital german în 1895. În 1897, compania petrolieră construiește la Câmpina Prahova cea mai mare și mai modernă rafinărie din Europa. Capacitatea de rafinare a rafinăriei Steaua Română a fost la început de 1200 de tone pe zi. Societatea Astra Română, o altă companie de renume pe piața petrolului românesc, înființată în 1910, a început ca nimic mai mult decât o fabrică de la marginea Ploieștiului care nu se descurca exemplar. Între 1910 și 1947, rafinăria Astra Română a aparținut brandului olandez Royal Dutch Shell. Până
la începutul primului război mondial se mai înființează și companiile româno-americană, ulterior Petrotel, în prezent Lukoil, fondată în 1904, Vega, înființată în 1905 la Ploiești cu capital german, Creditul Petrolifer în 1905, Concordia în 1907, Societatea de Petrol Franco-Română, care apare în 1905 și este considerată cea mai mare investiție de capital francez de pe piața petrolieră românească, și compania franco-română Unirea Achila în 1906. Prima sondă din Bacău, la 4 ani distanță de la apariția primei rafinării din lume, în Târgu Ocna a luat naștere și prima sondă hidraulică din România. Sonda a fost realizată cu ajutorul prăjinilor de lemn, mai exact, o sapă percutantă cu prăjini de lemn cu care s-a ajuns la adâncimea record de 150 de metri. Contextul apariției a fost reprezentat de nevoia din ce în ce mai mare a țițeiului atât pentru țara noastră cât și pentru export, și astfel s-a realizat o metodă mecanică care săpa la adâncimii mult mai mari și putea satisface cererea. Importanța petrolului românesc. Se pare că progresele noastre au fost admirate și probabil chiar și invidiate de celelalte state. În perioada celui de-al doilea război mondial, petrolul nostru a fost profund dorit de alte țări, astfel încât Germania nazistă a făcut tot ce a putut pentru a avea în echipă cea mai mare producătoare de petrol din Europa. Există înregistrări cu Hitler care spunea: fără petrolul din România nu aș fi atacat niciodată Uniunea Sovietică. Ca urmare, rafinăriile petrochimice de lângă Ploiești au fost puternic bombardate de americani. Exporturile de petrol. România a fost prima țară din lume care încă de la începutul anilor 1900 a reușit să aprovizioneze țări de pe tot globul cu produse petroliere. Mai mult decât atât, exporturile despre care vorbim nu s-au rezumat doar la produse petroliere, ci și la forță de muncă. Tot în prima jumătate a secolului 20, la Câmpina a fost fondată prima școală de maiștri sondori și rafinatori din lume. Personalul instruit acolo a fost remarcat peste tot și astfel elevii care absolveau această școală erau doriți peste tot în străinătate. Tot în perioada interbelică, în 1934, România ocupa locul 2 în întreaga lume pentru atingerea celei mai mari adâncimi de extracție, record stabilit în județul Prahova. 3 ani mai târziu, în 1937, România avea să ajungă pe locul 7 mondial privind rezervele de petrol, după URSS, Statele Unite, Irak, Iran, Venezuela și Indiile Olandeze. În prezent, România ocupă locul 42 la nivel mondial, fiind la egalitate cu Turkmenistan. Apogeul producției interne de petrol a fost în 1976 cu aproximativ 14,7 milioane de tone. Petrolul pentru Germania nazistă. Între anii 1939 și 1940, destinul României a coincis cu destinul petrolului. România trece de la neutralitatea din septembrie 1939 la tratatul semnat între București și Berlin la 27 mai 1940 și care presupunea un angajament de oferire a acestei resurse. Importanța petrolului românesc pentru Imperiul lui Hitler este mult mai bine însumată de către istoricul german Andreas Hillgruber. Conform analizei sale, totalul produselor petroliere românești trimise către Germania nazistă au însumat în perioada 1940-1944 o cantitate de 11.632 de tone. Această cantitate a reprezentat o treime din consumul total al Germaniei. Negustorii de petrol. Știm că începuturile sunt mai dificile, iar acest lucru s-a aplicat și în cazul petrolului. La început, sistemul de distribuție al acestei substanțe scârțâia destul de tare. În 1899 au existat primele inițiative care își propuneau să organizeze un soi de cartel al petrolului. Din păcate sau din fericire, acest lucru a durat doar un an, însă a anticipat apariția unei asociații mai longevive. Este vorba despre un al doilea cartel cu domeniul de activitate între 1901 și 1908, care avea scopul de a distribui gaz lampant pe teritoriul întregii țări. Acest cartel a avut o metodă destul de inventivă, astfel încât gazul prețios era vândut angrosiștilor sau particularilor. În mediul rural, lucrurile stăteau altfel.
Este vorba despre un sistem similar cu cel al lăptarilor. Practic, cu ajutorul unui abonament verbal, te angajai să cumperi la o anumită perioadă gaz lampant. Așadar, în 1908, acest gaz era vândut prin intermediul comercianților ambulanți cu prețuri care variau în funcție de locație. Ce este cu adevărat remarcabil este modul în care petrolul schimba atmosfera din case și nu numai. Această metodă de iluminare reprezenta un mijloc inedit de a putea practica o parte din activitățile de zi în timpul nopții. Fiind primii în această cursă, am avut destul timp la dispoziție să inovăm și să aducem multe schimbări în industria petrolieră. Acest aur negru a fost și este atât de important pentru omenire încât, în cursa de extragere cât mai eficientă, oamenii au trudit continuu pentru a ajunge în stadiul în care ne aflăm astăzi. Mai exact, la o muncă mai inteligentă realizată mai mult de mașinării. Industria petrolieră a oferit și va oferi în continuare oportunități importante pentru tinerii studenți care absolvesc studiile în domeniu. Petrolul ajută economia, dar în același timp distruge planeta. Un lucru este sigur, cine are petrol are și putere. Chiar dacă industria noastră este în declin, sperăm ca noile generații de ingineri și tehnicieni să refacă din România una dintre cele mai importante țări în acest domeniu. SAM57, introducerea dubla 1. Abia aștept iarna. Nu se vede asta? Închide ușa, te rog. Ai închis ușa? Invenții indispensabile. Închidem aici și dăm dubla 2.